Care este mâncarea preferată pe care ți-o pregătește mama ta după golurile marcate pentru Farul și echipa națională? Uș de vită cu orez și cam atât. Care este filmul tău preferat? Filmul preferat? Hobbit. Prăjitura Nanaimo, specific canadiană, baclavalele turcești sau papanașii românești? Baclavale. Dacă ai putea să alegi câte o singură calitate de la Messi, Neymar și Mbappé, idolii tăi, care ar fi acele? Cred că viteza lui Mbappé. La 10 întrebări a răspuns și Eduard Rădăslăvescu. Care a fost ultima carte pe care ai citit-o? Cartea lui Lionel Messi. Care este materia ta preferată la școală? Să spun, sport, n-am nicio materie. Fost handbalist român, medalia cu argint la Jocurile Olimpice din 1976 și cu bronz la Jocurile Olimpice din 1980 și din 1984, născut la Orșova. Volker. Messi sau Ronaldo? Messi. Ce ți-ai cumpărat cu primii bani câștigați din fotbal? I-am dat la părinți. Paste sau pizza? Pizza. Champions League sau prezența la Cupa Mondială cu România? Foarte dificil. Ambele, nu pot să aleg. Ce preferi, un film cu prietenii sau FIFA pe consolă? FIFA pe consolă. Născut în Toronto, Ontario, din părinți români, Sali a jucat fotbal pentru Woodbridge Strikers până la vârsta de 11 ani. Eduard Rădăslăvescu este un produs al Academiei Gheorghe Hagi și campion național Under-17 în 2021 cu Farul Constanța. Este și internațional Under-18.